locul lor din partea Domnului. Asta simt și frații tăi care iau sufletul lor de la cât rău au făcut. Asta simt toți frații mei, dragoste în sufletul lor din partea Domnului. Asta simt și frații tăi care iau sufletul lor de la cât rău au făcut. Eu n-am trăit în secolul întâi, dar îmi caute cu vocii lui Iisus vorbind de dragoste fraților lui. Milenii mai târziu văd bancheri și politicieni împrăștind frică și neîncredere între cetățeni. 2 milenii mai târziu răsăritui cenușiu și eu mă simt ca un vizitiu înscris la oraliu, papariu. Că multora vi se pare chiar hazliu, că nu am ce căuta în colivie ca un scatiu. Pentru reforme trebuie eforturi enorme și nimeni nu le depune, domnule, decât formal, forța cu totul de norme. Românii speriați de vorbe, speriați de bombe, deviați de toate contre de la drumul lor, bre. Evident ca turnul Londrei UE și păpușile își pun mănușile atunci când ne pun cătușile. Se închid cuștile și cu ce deschidem ușile, când noi ne temem de ceilalți, dar și de noi înșine. Frica te consumă când adun multă ranghiună, încăpățână vina se răzbună în clipa oportună. Ori se supună, bă, te mir ce sumă, când o să-ți impună cultură de mătrăgună țărână și luați masa împreună, poftă bună, bă, legumă. Spune-ți dragoste sau frică, ui, când doar iubirea te ridică, ui, restul sunt vicii și te strică. Mâini calde sau reși, prin coapte sau seci, îți spui, frate, ce alegi dintre dragoste sau frică, ui, când doar iubirea te ridică, ui, restul sunt vicii și te strică. Mâini calde sau reși, prin coapte sau seci, îți spui, frate, ce alegi dintre dragoste sau frică. Iubirea e cea mai importantă din stările naturale, dar e inhibată cu tot felul de interfațe artificiale care simulează căldura și razele de soare. Reflecția luminii de-a sfințit păluciu apei de mare te fac să te temi că n-am putea trăi dacă le stingem, dar dincolo de ele sunt stelele pe care trebuie să le atingem. Trebuie să renunțăm la tot felul de instincte rudimentare care permit inamicului să ne controleze toate stările primare. Că totul e dualism, vom salva iubirea din hăulei hedonist și o vom transforma într-o armă împotriva lui Anticrist. Că afilierea pe baze noi e soluția, dacă cineva spune că încălcăm legea, atunci schimbăm constituția. Spune-ți dragoste sau frică, ui, când doar iubirea te ridică, ui, restul sunt vicii și te strică. Mâini calde sau reși, prin coapte sau seci, îți spui, frate, ce alegi dintre dragoste sau frică, ui, când doar iubirea te ridică, ui, restul sunt vicii și te strică. Mâini calde sau reși, prin coapte sau seci, îți spui, frate, ce alegi dintre dragoste sau frică. Asta indică emoții complexe la ambele sexe, conștiință că și ne cu frică de cel care ne-a creat din dragoste universală praf de stele și a suflat ziditorul și a făcut omul de căderea somnului, izgonirea din Eden a vrut Domnul, reușit cu binele, liberul arbitru, libertatea ta morală, mântuirea știi tu, un drum doar idol din aur, bivol, secte, discipol, te rog, fă un pivot. Masonii controlează mecanismul, superstiții, religii babiloniene intră în tradiție, Vechiul Testament destul de coerent, chivotul legii de calou cu ieșirea din Egipt, legea talionului și Moise, o pentru occidinte, pentru dinte. Noul Testament se leagă prea perfect, legea iubirii, legile firii, blândețea privirii și noblețea gândirii, vine din Nazaret speranța omenirii. Iisus Hristos, dragoste, frică-ndepărtare, Iisus Hristos, dragoste, frică-nstrăinare, din Dumnezeu Tată, născut, nu făcut, și a înviat cu moarte pe moarte. Asta ca când toți frații mei, dragoste în sufletul lor, din partea Domnului. Asta simt și frații tăi, care iau sufletul lor de la cât rău au făcut. Asta simt toți frații mei, dragoste în sufletul lor, din partea Domnului. Asta simt și frații tăi, care iau sufletul mort de la cât rău au făcut. Eu